Hai, prostule, ce ești? Ce s-a întâmplat? Prost ce ești? A venit vulpea aseară. A mâncat două găini. Uite, l-a rănit și pe ăsta. Pe Bambilico? De ce n-ai lătrat? M-am supărat pe tine. Nu mai ești prietenul meu. Lasă, Bambilico, o să treacă. Și așa vreau să-l tai. Cum să-l tai? De ce să-l tăiați? Ca să-l mâncați. Eu nu mănânc prietenii mei. Așa vine vorba, Bambilică. Și mama îi spune mânca la mama și nu mă mănâncă. Da, dar el e bătrân. Are 2 ani, trebuie tăiat. Eu am 6 și nu sunt bătrân. Da, dar la animale e altă treabă. Uite, un an de-al câinelui face cât 7 ani de-ai tăi. Cum adică? Că trăiesc eu o zi, el trăiește 7? Da. Uite, eu trăiesc o zi. Așa. Și el trăiește 7. Așa. Și nopțile unde sunt? În ziua mea? Nu, mă. Tot acolo. Nopțile cu noaptea și ziua fac 24 de ceasuri. Mă rog. Mai bine te învulpe. De ce? A furat pescarului Bucoada. Peștele, mă. Peștele. Coada ursului. Bambilică. Ai zis bine. Trebuie pedepsită. Cum? Mâine dis de dimineață, înainte de a răsări soarele, mergem și îi punem pielea pe băț. Pregătește-ți pușca. S-a făcut. Ia uite ce copac bătrân. De când, de pe vremea dacilor? Nu chiar. Bunicule, tu ai fost și tu un bunic mic de tot? Nu, am avut și eu bunicul meu. Străbunicul tău. Adică tata meu? Mai puțin cu un tată. Ce era? Morar. Eu vreau să mă fac arheolog. Arheolog? De ce? Fiindcă mie îmi place să descoper. Să știi că în orice meserie poți descoperi. Tu ai descoperit vreo ceva? Da. Ce? Elme sănătos poat. Care? Munca, băiete, munca. Hai și-o mere. Na, hai, da. Acum doarme, o luăm ca din oală. Și chiar să vezi ce casă are. 3 intrări, 2 WC-uri. Uite, aia e intrarea principală. Uite, uimiroasă. Sunt și puleși pe aici. Dar să știi că nu-i casa ei. Da, cu e? Dă-mi sârma. Ia bursucului. Bursucul e un animal foarte curat. Și când el pleacă de acasă... Cine? Bursucul. Dă-te mână. El pândește, știi? Vine la vizuină, face toate alea și intră înăuntru. Când vine bursucul acasă, îi se face o greață. Ua! Ua! Și-și ia lumea în cap. Și-și ia lumea în cap, se duce să facă altă casă. Hai să pândim. Hai. Fii atentă la mine. Să-i dai găinile bunicului înapoi. Să-i dai săgeaia tatălui Bambilică. Să-i dai ursului coada înapoi și să-și o lipească. Să-i dai pescarului pești. Să-i dai bursucului casa. Să te speli că miros urât. Și dacă nu te cumințești, ce-i facem? Îi tăiem coada. Îi tăiem coada. Și spuneam pielea în băț. Ai înțeles? Așa să știi. Ai priceput? Îi dăm drum. A priceput. Știi că vulpea a căzut în genunchi? Iale! Nu-ți fie teamă, Bambilică. La noapte vine vulpea ca să te roage, să o ieți. Bunicul vrea să-l dai. Trebuie să-l ascundem. Gabi, unde pleci? Eu nu plec, eu vin, dar tu unde ești? Nu mai ai deloc cu minte. Tu când erai mică, erai cu minte? Cea mai cu minte și cea mai ascultătoare. Dacă n-ai fost băiat, tu știi de ce are vulpea cu